Festivalul Internațional de Film al Europei Centrale va avea loc la Mediaș, cel mai probabil la sfârșitul lunii august. Anunțul a fost făcut de edilii locali, care au promisiunea că Ministerul Culturii se va implica financiar în susținerea acestui proiect. Directorul festivalului este regizorul Radu Gabea. Unul dintre aspectele interesante care a făcut obiectul discuției a fost organizarea unui festival internațional de film în Mediaș, un festival de film al Europei Centrale, festival pentru care domnul ministru și-a manifestat întreaga disponibilitate în sensul sprijinirii lui, atât de către Ministerul Culturii, cât și de către Consiliul Național Cinematografiei. Evident, o contribuție va avea și municipiul Mediaș, Consiliul Local, cât și sponsori din municipiu. În momentul de față se scrie proiectul acestui festival pe care intenționăm să-l organizăm către sfârșitul verii.